Se lucrează în ritm alert în Drobeta, Turnu Severin. Este vorba despre reabilitarea parcării între străzile Calonfirescu, Brâncoveanu și Eminescu. Dacă vremea este favorabilă, proiectul va fi finalizat în aproximativ 3 săptămâni. Începe să facem poate și 40 de locuri. Asta parcare, spuneam, că poate mai dacă mai este în plus față de planul inițial. Da. Deci văd și refacerea spațiului verde, stâlpii de iluminat. Da, avem stâlpi de iluminat, de pus mai canalizare, de preluarea apelor pluviale. Eu din ce am discutat data trecută cu noastră, am zis că în jur de 14-20 de zile ar trebui să o termine. Da, da. Da? Deci între 2 și 3 săptămâni. Da, 3 săptămâni, maxim 3 săptămâni. Da, maxim 3 săptămâni. Ca să nu ne prindă nici ploile, că e o perioadă, înțeleg, destul de caldă. Bună de da. Primarul Marius Creciu continuă modernizarea municipiului Drobeta Turnu Severin. Lucrările sunt întoi pentru o nouă parcare din orașul nostru. Este vorba despre aproximativ 39 de locuri, iar în același timp se refac iluminatul public și rețeaua de apă și canalizare. De asemenea, se vor amenaja și spații verzi. Suntem în zona Brâncoveanu cu strada Mihai Eminescu. Vorbim de o parcare de aproximativ 39 de locuri. Vedem dacă putem să facem mai multe. Pe schiță avem 39. Valoarea 500.000 de lei pe banii primăriei. Avem mai multe parcări în plan. Din păcate, faptul că Mehedinți Gaz nu a făcut extinderea de gaze la nivelul municipiului ne-a blocat și nouă investițiile, inclusiv aceste parcări. Să sperăm că vor demara procedura de extindere și să scăpăm și noi de această corvoadă și de această problemă pe care o avem în acest moment cu extinderea rețelei de gaze. Pe lângă locurile de parcare avem și refacerea spațiului pietonal, a spațiului verde, iluminat, o să plantăm și pomi. Venim cu tot ce înseamnă refacerea spațiului public. E o investiție necesară oamenilor care locuiesc aici. În Drobeta Turnu Severin avem în prezent 8500 de locuri noi de parcare. Avem de reabilitat parcarea între Calonfirescu, Brâncoveanu și Eminescu, în jur de 40 de locuri, 39-40 de locuri de parcare. Trebuie să refacem iluminatul public, canalizarea pentru apele pluviale și spațiile verzi. Deși conducerea municipalității se confruntă cu lipsa fondurilor, edilul Marius Creciu își dorește să continue modernizarea orașului nostru până la ultima scară de bloc. Oamenii din această zonă vor scăpa de praf și noroi, iar condițiile de trai se vor îmbunătăți considerabil.